Mergem la Electric Castle și evident că am oprit unde altundeva în pasul veșnic de pe Valea Oltului. Super, super! Ajung la Cluj, îmi arunc bagajele și direct Bonțida, să vedem dacă plouă, dacă nu plouă, oricum nu contează. Ceea ce contează e că sunt o grămadă de activări anul ăsta la Electric. O să vreau să dau un tur prin toată zona aia de la Electric, să vedem de ce avem partea anul ăsta. Stai aici că vine cineva niște tigăi. Am nevoie de o tigaie de fiecare dată când vin aici, trebuie să-mi cumpăr o tigaie. Set no one ever. Deci, Andra, noi unde suntem? Aici. Aici, nu? Da. Trebuie să luăm... Păi, după cum bate vântul. Da, deci, practic, ne uităm pe hartă că ne-am rătăcit, da. Ar trebui să ajungem la magazin, care este undeva Royal Market, e aici. Mi-e foame. Well, Cluj, bine te-am găsit. Am ajuns la hotel, trebuie să-mi las lucrurile și după aia să ne bonțidim un pic. Bun, deci ce fac eu la Electric Castle? Electric Castle este festivalul meu preferat de muzică. Îmi place genul de muzică, îmi plac trupele care vin la Electric. M-am îndrăgostit de Dub Pistols și se pare că sunt, să zicem așa, rezidenți la Electric Castle. De-abia aștept să-i revăd încă o dată. Ce e fun și ce e mișto la ediția asta e că Lidl este partener oficial al festivalului. Și prima oară m-am gândit, zic, un supermarket, hipermarket, cum se asociază chestia asta cu un festival de muzică? Băi, se asociază foarte tare, pentru că oamenii ăștia chiar au niște zone faine, mă uitam acum pe hartă. Au în primul rând un magazin, au The Royal Market, un magazin Lidl, unde poți te duci să-ți cumperi de mâncare sau ce vrei, sau chiar, având în vedere că vremea întotdeauna este schimbătoare în Bonțida, se bonțidește vremea destul de rapid, poți să-ți cumperi și cizme, perine de ploaie. Și după aia mai au tot felul de zone mișto, Royal Food Court, Royal Garden, Royal Grill. În total sunt 4 zone și în aceste 4 zile de festival, în fiecare zi, eu o să vă prezint una din aceste zone pentru că sunt sigur că o să fie fun. Și acum nu vreau să mai stau, hai să mergem la Electric să vedem cum e la Electric, pentru că afară chiar e vreme frumoasă, nu plouă, e superb și astăzi trebuie să tragem tare. Am uitat să anunț, eu sunt The Royal Vlogger pentru Lidl la Electric Castle anul ăsta, un titlu care oarecum cred că mi se potrivește și cred că îi se potrivește foarte bine. Vaci verzi pe care am luat-o cu mine. Ea a fost în 2014 la prima oară la festivalul Electric Castle. Se întoarce acum când a auzit de regalități și chestii de genul ăsta. Deci că trebuie să vină la festival. O să fie cu mine la festival. Urmăriți contul Vaca _ Verde pe Instagram. Pe mine mă urmăriți cu Alex Damian sau Psihotrop. Pe Facebook la fel. Și în fiecare zi o să postez câte un vlog de la Electric Castle. Hai la Electric! Da, și am ajuns într-un sfârșit apoteotic, după bară la bară, până în Bonțida. Dar trebuie să văd unde îmi schimb biletul. Ce zici, bă, de asta? E magazin Lidl la Electric Castle, un supermarket în spatele meu. Ideea e felul următor, magazinul ăsta Lidl, n-ai nevoie, poți să plătești și cu brățara, mă suas că mănânc la mi-e foame, dar poți să plătești cu cash sau cu cardul tău contactless, sau mă rog, orice tip de card. Nu se acceptă bonuri de masă, cine dracu vine cu bonuri de masă la festival? Anyway, cash frumos, organizat, are și lapte pilos. Pizza aia a căzut la fix. Ce e bine de știut apropo de magazinul ăsta e că produsele alimentare și probabil și cele de băut, încă nu știu, o să testez chestia asta. E important să știți că nu prea aveți voie cu mâncare în zona de festival, puteți să mergeți cu ele în camping care este acolo undeva în spatele meu cu un deal. Dar știți voi, din camping veniți la Lidl, faceți cumpărăturile și bă, ăștia vând apă cu 80 de bani, apă plată la jumate cu 80 de bani, tu te bă de aici.
fost. Domnul Micne aici cu treabă la Electric Castle. Toată treaba din lume. Ce faceți, mă? Fotbal, să nu-mi faceți domnul. Ce să facem? Uite aici la festival. N-o să vă vină să credeți peste cine am dat. Chiar el, oficial, Panduțu. A, Panduțu. Asta mă, să mă vede lumea, așa eu sunt. Așa, adevăratul Carlos Dreams. Adevăratul Carlos Dreams, aici cu Ariel. Așa și pe Superred de la Shatrabenz. Păi eu v-am dat un subscribe. Noi nu ți-am dat niciodată subscribe. Bă, deci o lovină super mișto la Electric Castle în prima seară. Nu cred că am mai prins electric un apus de genul ăsta de mult timp. Știi cum e roata asta în spatele meu. Electric Castle de la an la an este